Dumnezeu să fie lăudat pentru o nouă zi pe care o pune la dispoziția noastră, dovadă a harului și a îndurării care o are față de noi. O nouă zi, slavă lui Dumnezeu! Îți mulțumim pentru decizia care am luat-o ca în această dimineață să începem ziua cu El și să putem să fim în fața cuvântului Său. A fost o decizie înțeleaptă, o decizie bună. Trăim într-un timp în care, fie că știm, fie că nu știm, suntem solicitați tot mai mult ca să luăm decizii. Cu cât lucrurile sunt mai multe, avalanșa lucrurilor care vin asupra noastră, a provocărilor vieții, a nevoilor vieții, ne confruntăm cu alegeri pe care le facem. De fapt, viața noastră în întregime este modelată, este formată din suma deciziilor, alegerilor ce le-am făcut în viață, deciziile care le-am luat în viață. Ele constituie viața noastră în întregime. Acesta e un mare adevăr pe care puțini oameni îl înțeleg. Un mare adevăr, că ceea ce suntem astăzi este de fapt ceea ce am ales să fim pe parcursul vieții. Sunt lucruri pe care nu le-am ales sau nu le-am putut controla în viața noastră. Spre exemplu, nu ne-am ales părinții, nu am ales momentul în care să ne naștem, nu am ales noi locul în care să ne naștem și alte lucruri care nu au fost sub controlul nostru și care nu au solicitat decizia noastră. Dar cea mai mare parte din viața noastră este formată și reprezintă suma deciziilor pe care le-am luat. De aceea, unul dintre cele mai importante lucruri care ar avea un efect copleșitor și atât de benefic asupra noastră este să devenim responsabili. Responsabili, să conștientizăm înfricoșătoarea responsabilitatea alegerilor noastre, necesitatea conștientizării deciziilor, cât și a efectelor care le antrenează. Avem nevoie de claritate asupra acestui subiect, ce ne va ajuta ca să ne asumăm mult mai bine această responsabilitate de a decide corect. Când ne gândim că viața noastră întreagă este constituită din decizii, foarte greu acceptăm lucrul acesta. Foarte greu primim acest mare adevăr, pentru că într-o mare măsură am fugit de acest adevăr. Într-o mare măsură am dorit ca să nu știm lucrul acesta, că suma nefericirii noastre, spre exemplu, ar fi de fapt rezultatul alegerilor noastre. Oamenii fug de adevăr, oamenii acceptă foarte greu un astfel de adevăr. Ne-a plăcut mai bine să dăm vina pe Dumnezeu, ne-a plăcut mai bine să dăm vina pe împrejurări, ne-a plăcut să dăm vina poate pe cei apropiați și pe multe alte lucruri, pe circumstanțe neprielnice, pe o soartă implacabilă sau, mă rog, pe orice altceva. Când asculți oamenii, îți dai seama că foarte puțin vin în fața realității și spun, da, într-adevăr, ceea ce sunt astăzi este ceea ce am ales să fiu, ceea ce mi se întâmplă astăzi sau pe unde trec astăzi sau de viața cum arată astăzi, reprezintă de fapt ceva ce am ales pe parcursul vieții. Sunt alegeri mai mici cu care ne confruntăm, sunt decizii mult mai mari și mult mai importante și fiecare, în funcție de mărimea lor, de importanța lor și de terenul mai vast sau mai mic pe care îl acoperă prin efectele ce le antrenează, ne fac ca să privim cu atenție și cu responsabilitate asupra acestui lucru. Dumnezeu ar dori, în ceea ce privește claritatea asupra responsabilității deciziilor, ar dori ca să fim foarte atenți.
Ați văzut, când vrei ca să ai mai multă claritate, privești cu mult mai multă atenție asupra unui subiect, asupra unui lucru. Când vrei să nu te înșeli asupra unui lucru, îl cercetezi în amănunțime și spui multe întrebări cu privire la acel lucru. Îl investighezi, îl cercetezi. Și Dumnezeu ar dori ca în această manieră să ne luăm și deciziile vieții. Ar trebui ca deciziile vieții să fie luate cu multă atenție. Cu multă atenție și cu multă responsabilitate. Dumnezeu dorește ca asupra unui subiect, în fața căruia suntem și asupra căruia trebuie să hotărâm, să alegem ceva, să punem multe întrebări. Întrebări care să fie foarte bune. Întrebări care să fie bine puse, pentru ca să putem să ajungem la răspunsuri corecte. Deci ar trebui întrebări bune cu privire la decizii. Ce întrebări credeți că ar trebui să punem când suntem în fața unei alegeri? Cred că cea mai importantă întrebare pe care un om ar trebui să o pună, un om conștient de existența lui Dumnezeu, un om conștient de faptul că Dumnezeu este suveran și este înțelept, ar fi: ce vrea Dumnezeu în cazul acesta? Ce vrea Dumnezeu cu privire la lucrul acesta? Vrea Dumnezeu să fac lucrul acesta? Vrea Dumnezeu să nu fac lucrul acesta? Îmi cere Dumnezeu lucrul acesta? Mă trimită El sau mă oprește El? Uneori trebuie să mergem sau uneori trebuie să ne oprim. Dumnezeu ne trimite undeva. Ne trimite deseori în misiuni speciale. Ne trimite deseori într-un anumit loc unde are de făcut o mare lucrare prin noi. Sau ne oprește dintr-un anumit loc. Ne pune să tăcem sau ne pune să vorbim. Ne pune să facem ceva sau ne interzice să facem ceva. Deci cea mai importantă întrebare este: ce vrea Dumnezeu, de fapt, la acest subiect? Și dacă nu știm care e răspunsul Lui, dacă deja nu ne-am familiarizat cu cuvântul Său, avem ocazia să studiem Scriptura și să, bineînțeles, să vedem care e voia lui Dumnezeu cu privire la un subiect. Cine îmi cere să iau această decizie? Ce este descoperit în cuvântul lui Dumnezeu despre acest lucru? Și o întrebare foarte bună este: ce efecte va antrena această decizie asupra mea și asupra altora? Aceasta este o întrebare care necesită multă meditație. Aceste întrebări sunt întrebări complexe, adânci, care necesită, după ce îți pui o astfel de întrebare, pentru că este o discuție cu tine însuți, este pur și simplu în forul conștiinței, la nivelul acestui martor credincios pe care Dumnezeu l-a pus în noi. Punem exact acest lucru în fața acestei instanțe. Conștiința care trebuie să fie, bineînțeles, acordată după cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să fie o conștiință bună. Și în felul acesta, omul va putea să ia decizii în cunoștință de cauză. Omul va putea să ia decizii bune, va putea să-și asume această responsabilitate pe care Dumnezeu a dat. Dumnezeu îți spune: asumă-ți responsabilitatea să iei decizii bune. De ce? Pentru că în Deuteronom, capitolul 30, versetele 19 și 20, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, spune Domnul, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta atârnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat-o Domnul că va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Mulți caută fericirea, mulți caută lungimea vieții și binecuvântările ei, uitând de aceasta atârnă viața ta. Aici ne spune: de aceasta atârnă. Toate lucrurile se țin de ceva. De ce? A spus Dumnezeu. Toate lucrurile se țin sau vin în urmă, sunt trase de o decizie. Dumnezeu îți spune: ai grijă, îți spun deci cu martori
Martorii mei sunt cerul și pământul, că ți-am dat acest dar al alegerii libere. Asumă-ți această responsabilitate. Ți-am pus în față, să știi, viața și moartea. Ți-am explicat foarte clar, aici e viață, aici e moarte. Aici este bine, aici este rău. Alege viața, îți spun și ce să alegi. Într-adevăr, tu iei decizia de a nu te lasă să iei decizia fără să spun ce să alegi. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Vei antrena efecte și asupra viitorului, și asupra lor tăi, și asupra multor oameni. Nu știi cât de departe merg deciziile tale, dar de asta atârnă viața ta. Este o soartă implacabilă? Nu este. Eu îți spun să alegi viața, dar ca să poți să te împărtășești de viață și de binecuvântare, toate atârnă. Toate se țin de decizia ta, nu de mine. De mine, eu îți doresc binele și îți gata, am pregătit binele pentru tine. Dar totul atârnă de decizia pe care o ia. Viața în întregime, spun iarăși, este modelată de decizie. Foarte important să reactivăm acest mare adevăr sau poate să fie activat pentru prima dată în viața noastră. Poate mulți ne-am gândit, vai cum trăiesc, vai în ce situație sunt, vai ce... Poate nici nu ne-am pus întrebări de genul acesta, ci am aruncat rapid cu responsabilitatea pe seama al cuiva. Am fost gata să acuzăm cu totul altceva decât să ne dăm seama că viața e modelată de propriile decizii. Dumnezeu spunea, de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat-o Domnul că o va da părinților tăi lui Avram, Isaac și Iacov. Este vorba de țara cea bună. E vorba de țara cea bună pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru toți copiii săi credincioși. Este vorba de împărăția lui Dumnezeu. Bineînțeles că cea mai mare decizie de care atârnă toate celelalte decizii este alegerea lui Dumnezeu ca fiind Dumnezeul nostru și alegerea Domnului Iisus Hristos ca fiind Domnul vieții noastre, Mântuitorul nostru și Domnul vieții noastre. Aceasta e cea mai importantă alegere la care este chemat un om, o ființă de pe pământul acesta. Aceasta influențează toate celelalte decizii. Dacă nu luăm această mare decizie, celelalte decizii vor fi în cea mai mare măsură greșite, luate greșit, pentru că în momentul când alegem pe el, alegem de fapt mintea lui, alegem viziunea lui de viață, alegem înțelepciunea lui și în cazul acesta îl alegem pe el ca să ne spună ce avem de ales în fiecare zi. În cazul acesta noi nu mai suntem lăsați într-o lume a obscurității, într-o lume întunecoasă, într-o lume în care nu știm, în care rătăcirea este amestecată cu binele, în care înșelăciunea e la ordinea zilei. Ce alegeri bune să faci cu o minte firească, o minte orbită? Ce alegeri ai putea să faci bune când nu vezi care este adevărul, când nu înțelegi valoarea lucrurilor? De aceea, cea mai importantă alegere este alegerea lui Dumnezeu, ca și Dumnezeu al nostru. Dacă îi recunoaștem doar existența, asta e prea puțin. Trebuie să-L alegem ca Dumnezeu al nostru, suveran peste viața noastră. Aceasta este cea mai importantă decizie de care atârnă celelalte decizii. Alegerea Domnului Iisus ca Mântuitor și Domn al vieții noastre. Bineînțeles că sunt decizii în ce privește sănătatea. Oamenii nu înțeleg lucrul acesta. Acest tărâm al lucrurilor fizice este cel mai bun tărâm pe care putem să înțelegem influența deciziilor. Văd de fiecare dată când vorbesc cu oamenii bolnavi, nu puțini. Sunt atât de mulți oameni bolnavi. Și știu că în cea mai mare măsură, boala, suferința lor, se datorează unor decizii greșite în viața lor, unor alegeri care au fost tot perpetuate, pe care le-au tot luat pe parcursul vieții. Oamenii nu înțeleg lucrul acesta. Majoritatea cred că sunt loviți de Dumnezeu, că li s-a întâmplat lucrul acesta. Apoi, înțelepții lumii acesteia vor să-i ajute că, de fapt, doar deficiențele genetice sunt cele care duc la cancer, la boli grave, că te-ai născut așa cu niște deficiențe genetice. E într-adevăr că lumea, genele ne afectează.
Moștenirea genetică are un impact asupra noastră, dar cel mai mare impact îl are stilul de viață al nostru, care are de a face cu alegerile noastre, nu cât au fost de sănătoși, de puternici părinții noștri. Dar oamenilor le place să creadă că sunt loviți de Dumnezeu. Uite, de ce mi-a dat Dumnezeu această suferință? Că ce-am făcut eu ca Dumnezeu să mă lovească, să mă pedepsească în felul acesta? Dar eu nu sunt pedepsit de Dumnezeu. Nu-s loviți de Dumnezeu. Oamenii nu vor să vadă, de fapt, că ceea ce li se întâmplă, suferința și boala, sunt lucruri pe care ei le-au chemat. Sunt lucruri pe care ei le-au ales. Când au ales o anumită cale, au ales tot tacâmul. Au ales tot pachetul. Cu tot ce înseamnă lucrul acesta. Dar oamenii nu vor să vadă. În domeniul fizic, lucrurile acestea sunt mult mai vizibile pentru că poate să-mi vadă și omul cu ochi firești. Dar în domeniul spiritual, cu atât mai mult, la alte capitole, cu atât mai mult avem nevoie de ungere cerească, de ungerea ochilor cu Spiritul lui Dumnezeu pentru ca să vedem în realitate acestor lucruri. Și este important să facem un studiu a efectelor ce sunt antrenate asupra vieții umane de deciziile luate. Ne face foarte bine lucrul acesta, asocierea aceasta, să vedem decizia și ce a influențat, ce a făcut în urmă, ce a adus în urmă o astfel de decizie. Suntem chemați să luăm decizii în ce privește sănătatea. Suntem chemați să luăm decizii în ce privește locuința. Suntem chemați să luăm decizii în ceea ce privește tovarășul de viață, formarea unei familii. Suntem chemați să luăm decizii în ceea ce privește educația pe care o dorim să o primim. Suntem chemați să ne alegem misiunea în viață. Somați să decidem cum vrem să ne trăim viața și unde vrem să petrecem veșnicia. Deschiderea inimii în fața cuvântului cercetător al adevărului. Schimbarea vieții. Deschiderea inimii este o decizie. Putem veni astăzi în fața cuvântului lui Dumnezeu fără să avem o deschidere reală. E o decizie ca să fiu deschis, ca Dumnezeu să poată să mă învețe. Schimbarea vieții este tot o decizie. O decizie, Dumnezeu te schimbă. Dar trebuie să iei decizia aceasta, ca să-i permiți lucrul acesta. De asemenea, pocăința, moartea eiului la fiecare pas și multe alte lucruri sunt decizii vitale ce definesc, ce formează calitatea vieții, a relațiilor interumane, a influenței pe care o exercităm. Propria noastră mântuire este tot rezultatul unei decizii sau propria noastră pierdere. În cazul în care nu luăm astfel de decizii, sigur vor lua alte decizii care vor semăna durere, suferință și vor aduce nenorocire asupra vieții noastre. Trăim tipul din urmă. În cadrul acestei teme am putea să spunem timpul marilor decizii. Omenirea întreagă va fi pusă în fața unor decizii finale, irevocabile. Știm că toată lumea va trebui să se decide foarte clar să se posteze într-o poziție cu Dumnezeu sau împotriva lui Dumnezeu. Închinători adevărați ai lui Dumnezeu sau închinători la fiară, închinători la eu, închinători la om. De aceea fiecare om de pe planeta aceasta va lua decizii. Aceasta este într-adevăr un lucru, când discutăm despre acest subiect, când ne sunt aduse în fața aceste realități, uneori ești cutremurat, uneori parcă inima ți se strânge. Dar este o temă atât de pozitivă, într-adevăr că este și o temă care aduce pocăință. Este un subiect care ne aduce noi motive de pocăință. De ce? Pentru că începem să înțelegem că în viață multe lucruri din ceea ce ni se întâmplă sau se întâmplă altora sunt legate de propriile alegeri. Și când te gândești așa, măi, am ales ce am ales greșit? Păi de atâtea ori am ales greșit. Am ales greșit poate un tovarăș de viață, nu l-am întrebat pe Dumnezeu. Am ales greșit poate o slujbă, o misiune, o educație, m-am dus pe un alt gând. Mi-am ales greșit prieteni, am ales greșit multe alte lucruri, am ales greșit locuința, am ales greșit valorile, am ales greșit și pentru ce să-mi consum energia, talentele, unde să-mi pun tot sufletul și seva vieții. Și toate lucrurile acestea, cu cât le calculez mai bine, sunt subiecte de pocăință, nu?
ne aduc aminte atâtea lucruri pe care Dumnezeu le-a vrut în altfel și atâtea lucruri pe care noi le-am făcut cu totul în altfel. Și bineînțeles, apar noi și noi motive de pocăință, de durere sufletească. Dar în același timp, când prinzi acest mesaj, această temă este extrem de pozitivă. Este o veste bună. Este o veste extraordinar de bună. Să rugăm pe Dumnezeu ca să mintea noastră deodată să poată să realizeze, să aibă loc această străfulgerare. Putem alege liber. Atât de ușor. Poate să fie calea aceasta sau poate să fie calea aceasta. Uitați cât de ușor. Poate să fie fațeta aceasta sau poate să fie fațeta aceasta. Depinde cum aleg ca să pun această mână. De ce parte? Putem, e un privilegiu extraordinar, putem alege liber orice, putem alege liber binele, putem alege viața, mântuirea, prietenia cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos, siguranța viitorului. Putem alege liber adevărata fericire, schimbarea vieții. Este o chestiune de alegere, un caracter splendid, un caracter care va rămâne și care este cea mai mare valoare, care va rămâne pentru eternitate. E tot o alegere. Putem alege să fim bucuroși clipă de clipă. E o alegere pe care o putem face. Putem alege să fim la dispoziția lui Dumnezeu, să facem fericiți pe oameni, să fim o veșnicie cu Dumnezeu. Când înșirui aceste subiecte, când înșirui aceste domenii vaste, care înseamnă nu doar lungime, ci calitate, trăire în altfel vieții, și când înțeleg că toate sunt legate de propria alegere. Nu pot să fiu decât fericit. E chiar adevărat așa, Doamne, că pot alege să fiu fericit, că pot alege să fiu cu Tine o eternitate, că pot alege să fiu schimbat și să am un caracter minunat, că pot alege o altă misiune decât să mănânc roșcovele porcilor, la fel cum fiul risipitor le făcea. Da, e o alegere. E o alegere. Ține de tine, spune Dumnezeu. Și așa spune Scriptura. Și sunt atât de bucuros de când am studiat mai atent acest subiect, de a-mi prinde această veste extraordinară. Da, cu adevărat, putem alege aceste lucruri minunate și ele vor fi ale noastre. Dumnezeu ne cere acest lucru. Ne cere să exercităm în mod real și drept privilegiu pe care ni l-a oferit, pe care l-am pierdut prin păcat și am ajuns robii lui Satana și n-am mai putut alege ceea ce am vrut, dar care ne-a fost din nou dăruit prin Domnul Iisus Hristos, prin răscumpărare. Când ne-a răscumpărat, ne-a răscumpărat din nou ca oameni liberi, ca să luăm. Am decis odată prost prin părinții noștri, prin Adam și Eva, care au ales răul, dar prin Domnul Iisus Hristos, din nou, această posibilitate ne este pusă la îndemână. Măreția acestei vești constă nu doar în faptul că putem obține aceste lucruri atât de mărețe, atât de minunate, printr-o alegere. Măreția acestei vieți, acestei vești, constă în faptul că putem obține toate aceste lucruri foarte simplu. Foarte simplu, printr-o alegere. Printr-o alegere. Prin alegeri corecte. Și atât de repede. Cât de orbi suntem, cât de confuzi. Și câtă nebunie stă pe mintea noastră deseori, când nu vedem toate aceste lucruri. Acest mare adevăr al faptului că cele mai multe din problemele, din necazurile, din eșecurile, din suferințele și din nefericirea vieții sunt rezultatele propriilor alegeri, e un adevăr pe care Biblia știți cât de des ne învață. Dacă studiem Biblia și vă propun această experiență, putem studia Biblia din multe perspective și fiecare studiu este benefic. Haide să încercați să studiați Biblia, și eu o studiez în ultimul timp, din această perspectivă, și să vedem cum au decis oamenii. Că Biblia ne arată pe parcursul ei tot felul de istorii, tot felul de oameni în diferite circunstanțe, în diferite timpuri. Cum au ales? Ce au însemnat alegerile lor pentru ei și pentru alții? Cum i-au influențat pe ei? Ce au adus? Ce efecte au antrenat?
Nu, gândiți-vă, până la urmă, planul de mântuire e o decizie a lui Dumnezeu. Decizie grea de a-și trimite propriul său fiu. Așa este. O decizie extraordinară. Credeți că i-a fost simplu să ia această decizie? Domnul Iisus a luat decizia ca să vină pe pământul acesta. El a fost oferit de Dumnezeu, dar nu putea să fie forțat de Dumnezeu să vină. El a luat o decizie ca să vină aici. A fost lupta din grădina de Ghețiman de a lua o decizie. Vă aduceți aminte? Ce luptă s-a dat? Luptele nu se dau pe teren în primul rând, luptele se dau înainte, când iei anumite decizii pe teren, deja te confrunți cu efectele unor decizii pe care le-ai luat. Atunci e târziu când ajungi în confruntarea încleștată, deja ai luat o anumită decizie. Decizia care a luat-o pe cruce, mă voi încrede în el chiar dacă nu văd nimic sub presiunea păcatelor întregii omeniri. Cu întunericul care îl separa de Dumnezeu și nu vedea fața Tatălui. Și totuși a decis, mă voi încrede în el, și a străpuns prin această alegere a credinței. Întunericul groș a murit ca un biruitor. Citim peste tot de decizii. Decizia fiului risipitor. Și a venit în fire și a luat decizia, mă voi întoarce acasă. Dar citim, din păcate, și de decizii proaste, nu? Citim și de decizii rele, greșite, cu efecte rele pe scurtă perioadă de timp și pe lungă perioadă de timp, cu efecte antrenate asupra persoanei în cauză, cât și asupra altora, și uneori decizii care au mers mii de ani mai departe. Decizia unui om, decizia Evei și a lui Adam, a antrenat efecte asupra umanității. Și astăzi se văd efectele unei decizii. Decizia Domnului Iisus Hristos antrenează efecte pentru veșnicie asupra întregii umanități. Sunt efecte de lungă durată, efecte foarte vaste pe care le antrenează deciziile noastre. Acesta este un subiect care niciodată nu va putea să fie privit atât de clar cum este. Responsabilitatea este atât de mare, de aceea deciziile nu trebuie luate pripit. Deciziile trebuie luate spre slava lui Dumnezeu, cu înțelepciunea lui Dumnezeu. Spuneam că Dumnezeu dorește să ne descopere acest mare adevăr, că cea mai mare parte din problemele, necazurile, eșecurile, suferințele și nefericirea vieții sunt rezultatele propriilor alegeri. Realmente, noi alegem aceste lucruri. Cu o cerbicie uimitoare vrem să ne ascundem de acest adevăr, că ceea ce ni se întâmplă este rezultatul deciziilor noastre. Suntem dispuși să credem orice altceva, să dăm vina pe orice altceva, dar nu suntem dispuși să vedem lucrul acesta chiar atunci când adevărul ne țipă în față, ne strigă în față. Aș vrea să citesc lucrul acesta folosindu-mă de pasajele din Exodul, capitolul 8, și alte capitole legate de întâmplarea cu Faraon, cu Moise și Aron, trimișii lui Dumnezeu, care îi cereau lui Faraon să lase pe poporul Israel, popor care era în robie egipteană în acele timpuri, să-l lasă să plece să slujească lui Dumnezeu. Exodul 8 cu 1 în jos. Domnul i-a zis lui Moise, du-te la Faraon și spune-i, ca să știe de la început, rezultatele alegerilor ce le faci. Așa e Dumnezeu, ți-am pus în față. Du-te la Faraon și spune-i, așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujesc. Aceasta îi cerea Dumnezeu. Aceasta era o decizie bună, o decizie înțeleaptă. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Ce credeți, că Dumnezeu n-ar fi putut să-l ia pe poporul său? Până la urmă tot l-a luat pe poporul său să plece. Chiar când facem alegeri greșite. Dumnezeu e îndurerat, Dumnezeu își îndeplinește planurile sale în altfel, așa cum înțelepciunea sa îl conduce.
Dar Dumnezeu ne pune în fața anumite lucruri tocmai pentru ca să înțelegem că ceea ce se va întâmpla, ceea ce vine asupra noastră, depinde de decizia pe care o luăm. Dumnezeu ne somează, ne respectă prin aceasta. Ne respectă prin faptul că ne spune, prin faptul că ne avertizează, prin faptul că ne cheamă la o responsabilitate uimitoare de oameni liberi. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Versetul 2, dacă nu vrei să-l lasă să plece, deci refuzi o alegere bună, vei lua o alegere rea, bineînțeles. Dacă nu vrei, este subliniat lucrul acesta, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Râul va mișuna de broaște. Ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit, și în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâinea, în cele mai intime lucruri. Ba încă broaștele se vor sui și pe tine, pe poporul tău și pe toți slujitorii tăi. Iată ce va aduce natural decizia ta. Vedeți? Ar fi o întrebare acum de pus. Cine a adus broaștele? Am putea spune, Dumnezeu a adus broaștele. Și cei mai mulți sunt de acord și în viața de fiecare zi noi spunem, cum, Dumnezeu a adus broaștele. N-a spus Moise că, uite, Dumnezeu va aduce broaște. Dar hai să privim mai profund cum stau lucrurile. Cine, de fapt, a adus broaștele? Dumnezeu i-a spus, dacă nu vrei să faci ceea ce e bine, dacă nu vrei să iei decizia aceea bună, lasă pe poporul meu să plece să-mi slujească. Voi avea grijă? Dumnezeu are grijă să împlinească acest lucru, ce seamănă omul, aceea va și să ceră. Are grijă ca aceasta să fie o lege universală care să funcționeze, dar de fapt ce a semănat faraon a fost ceea ce a urmat. Dacă nu vrei, Dumnezeu sublinia de fiecare dată. Uneori este o repetiție simplă. Știți, când citim în Biblie, sunt unele locuri în Scriptură care parcă te obosesc. Mă, ce e repetiția asta? Tot mereu se repetă anumite cuvinte, o descriere în simplitate. Știți de ce repetă? Pentru că, cu toate că spune atât de simplu și atât de clar Dumnezeu un anumit lucru, parcă tot nu-l înțelegem. Știți de ce repetă? Când e ceva foarte important, îl repetă aproape în simplitate copilărească, doar nu înțelege. Și tot jocul acesta, că devenise un joc, Dumnezeu îi spunea, lasă, dacă nu vrei, vine altceva peste tine. Lasă pe poporul meu, dacă nu vrei, vine altceva. Și acest tip de repetare. De ce? Doar o înțelege faraon, doar o înțelege și noi ca cititori ai Bibliei, mai târziu, că de fapt tot ceea ce se întâmpla, inclusiv deci faptul, toată nenorocirea, toată durerea, toată greața, toată apăsarea care era asupra Egiptului, se datora pur și simplu cerbiciei lui faraon. Se datora alegerilor lui proaste, și broaștele, și păduchii, și întunericul, și ciuma, și molimele, și tot ce a lovit, inclusiv moartea întâiului născut. Of, deseori nu suntem responsabili că ne omorâm copiii prin dieta pe care o alegem, prin felul în care îi educăm, prin faptul că îi facem să depindă, să iubească valori care sunt înșelătoare. În momentul când îi facem să iubească banii, să se aventureze în lumea aceasta. E o alegere bună, nu-i ducem la moarte, nu-i sacrificăm lui Moloch, nu-i trecem prin foc și așa mai departe. Dar părinții, cât și noi ca oameni, luăm alegeri atât de greșite, antrenăm efecte teribile asupra noastră și asupra altora și apoi ridicăm din numeri și învinuim cerul. Cine a adusese broaștele? Cine a adus păduchii? Cine a adus moartea întâiului născut? Cine a adus ciuma? Cine a adus durerea și nefericirea? Cine? Cerbicia lui faraon. Alegerile greșite, deciziile greșite. Dacă am devenit conștienți. Conștienți cu privire la acest lucru. Domnul i-a zis lui Moise, spune lui Aron, întinde-ți mâna cu toiagul peste râuri, peste puraie și peste iazuri și scoate broaște din ele peste țara Egiptului. Aron și-a întins mâna peste apele Egiptului și au ieșit broaștele și au acoperit țara Egiptului.
versetul 7, acum intervine ceva. Dar și vrăjitorii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor, au scos și broaște peste toată țara Egiptului. Apare elementul de confuzie, ce ne oferă ocazia scuzelor, ascunderii, evadării din realitate. Se poate întâmpla și din alt motiv. Nu e chiar așa. Diavolul vrea să întunece lucrul acesta. Vrea să-ți dea o altă orientare. A, nu ți se întâmplă din cauza asta. Nu din cauza asta. În altă parte e greșeala. Au scos și vrăjitorii. Era Satana care încerca să contrafacă acest adevăr. Care era adevărul cel mare? Dacă nu vrei să asculți și nu e o decizie bună, să știi că antrenezi efecte dureroase. Dar vrăjitorii au scos și ei broaște. Să zică, broaștele poate să vină, să vină și din alte motive. Le poate scoate și altcineva. Nu e chiar așa alegerea mea proastă care a făcut. Broaștele vin și din altă. E un adevăr de care diavolul tremură să nu-l descoperim și să nu-l alegem. Că suma nefericirii și a nenorocirilor, acelor mai multe dureri, de fapt, au fost antrenate de noi înșine. Când a înțeles tânărul risipitor lucrul acesta, vă aduceți aminte, stătea la porci. Și într-o bună zi i s-a luat mâhrama de pe ochi, tot meditând la starea lui nenorocită. Tot gândindu-se așa, mă, de ce? Și a spus, ce stau eu aici? Ce-i cu mine aici? Ce stau eu aici? În casa tatălui meu e atâta fericire acolo. E atât de bine acolo. Iar eu stau aici, aleg să stau aici, să nu mănânc nici roșcove. Să stau la porci, să stau aici, în noroiul acesta. Și atunci, parcă i-a venit, păi, dar totul ține de o decizie. Într-adevăr, am luat decizii proaste. Am luat decizia să plec de acolo și să cred, nu, minciuna lumii că aici va fi fericire. A fost de scurtă durată și nu fericire, a fost iluzie. A fost totul o minciună. După aceea, realitatea sumbră, aia a fost. Dar a luat decizia să se întoarcă acasă. Vedeți, diavolul dorește ca să nu vedem că ceea ce ni se întâmplă este exact rezultatul unor decizii personale, ca să nu luăm alte decizii bune care să poată să ne antreneze rezultate pozitive și eliberarea noastră. Moise a zis lui Faraon, hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine. Imaginați-vă că ați fi bolnavi de cancer. Într-o fază terminală, cu dureri extraordinare, cu o stare de rău și cu iminența morții în față și ai întrevedea posibilitatea eliberării. Cineva să spună, uite, pot să fie eliberat când vrei să fie eliberat. Ce ar zice un om normal? Astăzi ar zice, nu doar astăzi, acum. Acum vreau să scap. Știți ce a răspuns omul acesta? Moise i-a zis lui Faraon, hotărăște-mi când să mă rog Domnului. Care e cuvântul cheie? Hotărăște. Totul ținea de ce? Scăparea ținea de o decizie. Totul se ținea. Nu de acest lucru atârnă viața ta? Nu spunea Dumnezeu de asta atârnă? Alege viața și binele. Și de fiecare dată cuvântul era, dacă nu vrei, hotărăște. Deci totul era legat de capacitatea voinței, de alegerile bune sau rele. Hotărăște-mi când să mă rog Domnului pentru tine. Pentru că ce urmează să se întâmple și cât de repede este decizia ta. Înțelegi acest lucru. Uite, poți să scap foarte repede de tot ce se întâmplă, de broaștele ăștia uricioase. Imaginați-vă disconfortul. Dar ca să vedem și să realizăm încă un lucru care este firesc, caracteristic omului firesc. Deși broaștele sunt inconfortabile, deși broaștele te chinuiesc, totuși omul acesta știți ce a ales? Știți ce a răspuns? Mâine! Când citim așa, știți, când ne analizăm pe noi, nu prea vedem adevărul. Când analizăm alți oameni, parcă vedem mai bine. Zicem, asta e nebun. Ăsta e nebun, adică cu broaștele pe el și cu tot ceea ce se întâmplă, totuși el te tergiversează și încearcă să amâne pentru mâine. Dar așa facem. De ce a zis el mâine? De ce a zis mâine? Că sigur nu se simțea bine cu broaștele. Și sigur nici noi nu ne simțim atunci când suntem într-un loc în care
nu ne atragem asupra noastră efecte nocive. Spera că vor dispărea din anumit de la sine și nu mai are nevoie să se schimbe. Și atunci urma ca să se adâncească mai mult în această confuzie, că de fapt, stai un pic, dar broaștele au plecat așa, poate au și venit de la sine, cine știe din ce motive au venit broaștele. Ele n-au de face cu alegerile mele. Ele n-au de face cu alegerile mele. Diavolul se luptă disperat, atât de ticălos, ca să ne facă să nu prindem, să nu credem acest adevăr, că de fapt totul se ține de decizii. Totul se ține de decizii. Noi așteptăm în altfel să vină eliberarea noastră pe o cale. O să facă Dumnezeu în timp ce noi nu decidem. O să mă ia Dumnezeu de aici, o să mă ducă Dumnezeu, o să mă facă să... O să-mi schimbă Dumnezeu caracterul, dar nu e decizii în această direcție. Nu e decizii și totul atârnă de decizii. Da, Dumnezeu face. Dar când ai luat decizia în direcția, o decizie practică, viața este foarte palpabilă. Este, are de-a face cu lucruri tangibile. Hotărăște când vrei să... Este exact, este vocea lui Dumnezeu, hotărăște când vrei să scapi. Când vrei să scapi de nefericire, când vrei să scapi de defecte, când vrei să scapi de o mulțime de lucruri, când vrei să fii fericit până la urmă și eliberat, să trăiești ca un om liber și fericit, hotărăște lucrul acesta. El a răspuns, mâine. Și Moise a zis, așa va fi, ca să știi că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul tău, așa va fi, adică exact ca hotărârea. Da, timpul și ce se va întâmpla depinde de hotărârea care ai luat-o. Nu mai repede, nu mai târziu. Exact așa cum alegi. Dacă zicea poimine, poimine, mai se chinuia două zile. Broaștele se vor depărta de la tine și din casele tale, de la slujitorii tăi și de la poporul tău, nu vor mai rămâne decât în râu. Și ți se oferă cel mai puternic motiv în felul acesta și bază ca să alegi corect, încrezându-te în cuvântul sigur al lui Dumnezeu, ca să vezi că ce spune Dumnezeu este exact așa. Și așa a fost. Faraon, văzând că are răgasă răsufle în boie, broaștele au fost luate și a împietrit inima și n-a ascultat de Moise și de Aron, după cum spusese Domnul. Când s-a văzut la loc larg, fără broaște, fără efecte, de aceea Dumnezeu nu își anulează efectele. I-a dat această lege, când faci rău, se întâmplă rău. Când faci bine, se întâmplă rău și el urmărește ca acest lucru să se întâmple exact așa. Pentru că dacă ai face rău și nu s-ar întâmpla ceva care să poată să-ți arate lucrul acesta, ar fi vai și amar. Vai și amar. Mulți părinți încearcă deseori să atenueze efectele deciziilor proaste ale copiilor lor. Copiii sparg geamuri, părinții plătesc. Iar el nu știe, el dă cu piatra în geam și se gândește că nicio problemă, nu s-a întâmplat nimic. Pentru că el n-a plătit niciodată geamul. De aceea părinții ar trebui să-i lase să se confrunte că spargerea geamului costă. Costă ca să schimbe geamul. Și așa mai departe, copilul trebuie lăsat să se arde la sobă. Nu doar să-i spui că nu e acolo, trebuie lăsat să se arde la sobă. De ce? Pentru că în momentul acela va înțelege că punerea mâinii pe foc aduce durere și aduce arsură. Și în felul acesta va învăța un adevăr mare în viață. Că fiecare lucru pe care îl faci antrenează efecte. Faci lucruri bune, alegi bine, antrenează efecte bune. Faci lucruri rele, antrenează efecte rele. Știu și Dumnezeu și părinții unor ar dori să ne scutească de durere și de suferință. Dar nu se poate, pentru că noi nu învățăm lucrul acesta. Când Faraon a văzut că are răgasă răsufle în voie și a împietrit inima. Dumnezeu are o mare răbdare cu noi. Știți că și cu Faraon a avut răbdare și din nou i-a spus ca la copil. Din nou. Lasă pe poporul meu să plece și să-mi slujească. Dacă nu vrei, era același joc. Același joc. Uite ce se va întâmpla. Dacă nu vrei să-l lasă plece și dacă îl mai oprești, va fi așa. Aș vrea să citesc un pasaj interesant din Exodul 10. 3-7. Moise și Aron s-a dus la Faraon și a zis, așa vorbește Dumnezeul evreilor. Până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea? Până când mergi în acest joc a unor decizii proaste? Știți, deciziile pe care le luăm, ele mărturisesc cel mai clar poziția noastră față de Dumnezeu. Nu te înșela că îți pui din buze că sunt cu Dumnezeu asta. Deciziile tale arată dacă îl slujești
sau nu-L slujești pe Dumnezeu, când iei decizii împotriva voii lui Dumnezeu, e foarte clar că nu te închinui Dumnezeu, nu-L recunoști pe Dumnezeu. De aceea, e clar că deciziile te afectează pe tine și afectează și pe alții, dar în același timp dovedesc că tu lucrezi împotriva lui Dumnezeu. Și de aceea a venit acum să-i spună de data aceasta, până când ai de gând să nu vrei să te smerești înaintea mea. Lasă pe poporul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să lași pe poporul meu să plece, iată, voi trimite mâine niște lăcuste. Și așa mai departe. I-a anunțat toate efectele. Dumnezeu îți spune cu claritate ceea ce nu găsești într-o altă carte a adevărului. Să-ți spune, să-ți explice până cât de departe merg efectele. Dumnezeu descrie vieții în amănunțime și arată pe parcursul timpului cum o altă istorie nu ar putea prezenta cu atâta acuratețe ce s-a întâmplat, până și ce trăiri interioare au avut oamenii. Lucrul acesta doar Dumnezeu îl știe, tocmai pentru a te conștientiza. Slujitorii lui Faraon, Moise a plecat și a ieșit de la Faraon. Versetul 7, slujitorii lui Faraon i-au zis, până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece să slujească Domnului Dumnezeului lor, tot nu vezi că piere Egiptul. Se părea că Faraon nu vede că se distruge total Egiptul. Dar nici oamenii aceștia nu vedeau de ce se întâmplă lucrul acesta. Ce au spus ei? Până când are să fie omul acesta, Moise, o pacoste pentru noi? Cine era vina suferințelor? Ca și egiptenii, fugim de realitate inventând alte cazuri pentru nefericirea, pentru eșecul nostru, pentru necazurile noastre. Moise era pacostea pentru egipteni. Chipurile Moise era cauza acestor calamități. Nu el ți-a spus ceea ce ce urmează să se întâmple. Și când veneau profeții și le spuneau, îi spunea lui Ahab, măi, nu te duce la luptă, îi spunea Mica, vă aduceți aminte. Nu te duce la lupta aceasta pentru că e ceva rău, o să ți se întâmple ceva rău. Și într-adevăr, a murit. A fost ultima lui ocazie să ia o decizie, Ahab, atunci cu Mica, când i-a spus. Dar toți profeții erau, cum? Erau priviți ca aducătorii de calamități peste oameni și peste națiuni. De ce? Pentru că ei le spuneau ce urmează să se întâmple cu ei în cazul în care luau decizii rele și se păreau că ăștia aduc nenorocirea. Așa vrem, atât de orbiți suntem de păcat încât spunem celui care ne avertizează. Cel care ne avertizează, uite ce urmează să se întâmple dacă o iei pe drumul acesta. Noi îl privim ca când ni se întâmplă lucrul acesta, în loc să zicem, da, uite, exact lucrul acesta. Spune numai din cauza aceluia. El a spus. Vrem nici atunci când adevărul ne strigă în față, nu recunoaștem, măi, cât de ticălos suntem, că noi luăm decizii greșite. Orice altceva, cu excepția adevărului, Dumnezeu evreilor era împotriva lor, Moise era pacostea, evreii erau pacostea, numai orice altceva, cu excepția adevărului, că propria noastră voință rebelă ne-a dus în această situație și că Moise nu avea nicio parte în ceea ce se întâmpla, decât faptul că era mesagerul unui Dumnezeu enorm de bun și răbdător care căuta să-i avertizeze și să descrie rezultatele și efectele deciziilor lor. Acest lucru ni se spune foarte clar în Ieremia, capitolul 2, de la versetul 12 la 19. Mirați-vă de așa ceva, ceruri! Înfiorați-vă de spaimă și de groază, zice Domnul, că poporul meu a săvârșit un îndoit păcat. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor vii, și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. Deci au apelat, când îl părăsești pe Dumnezeu, apelești la soluții omenești. Și apoi, în versetul 14, se întreabă, este Israel un rob cumpărat sau un fiu de rob născut în casă? Atunci pentru ce a ajuns de pradă? De ce a ajuns în situația aceasta? Niște pui de lei mugesc și strigă împotriva lui și îi pustiesc țara. Cetățile sunt arse și fără locuitori. Chiar și cei din Nof și Tahpanes îți vor zdrobi creștetul capului. Nu ți-ai făcut tu singur lucrul acesta pentru că ai părăsit pe Domnul Dumnezeul tău când te îndrepta pe calea cea bună? Și acum ce cauți după ce ai ajuns acolo? Vrei să continui cu deciziile? Ce cauți să te duci în Egipt să bei apa Nilului? Ce cauți să te duci în Asiria să bei apa râului? Tu singur te pedepsești cu răutatea ta.
și tu singur te lovești cu necredincioșia ta și vei ști și vei vedea ce rău și ce amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nicio frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Vei ști și vei vedea. Ai două ocazii ca să știi și să vezi. Prima, cea mai bună, cea mai delicată, cea mai simplă este să-L crezi pe Dumnezeu. Ce trebuie să dai cu capul în peretele acela ca să știi că e dureros? Dumnezeu spune din el, nu da cu capul acolo. Nu da cu capul, mergi ca un om liber. Într-un loc liber. Nu te duce pe acolo să te lovești. Și spune, nu cred. În cazul acesta nu mai rămâne decât o singură șansă ca să descoperi adevărul. Să vezi cum e durerea când ți se sparge capul. Și bineînțeles, lucrul acesta ar trebui să te determine să te întorci pe drumul acela bun. Dar oamenii nu. Oamenii continuă ca să meargă tot pe acolo. Și de aceea Dumnezeu lasă aceste efecte să se întâmple. Și uneori este singurul loc în care oamenii învață. Oamenii nu vor să învețe simplu din cuvântul lui Dumnezeu și atunci rămâne o singură modalitate să învețe, să se ardă. Să se ardă, să se lovească. Și, de fapt, durerea va fi nu ceea ce Dumnezeu aduce asupra lor, ci ceea ce spunea Domnul prin profetul Ieremia. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta, tu singur te lovești cu necredincioșia ta. De aceea, ar fi minunat să învățăm acest adevăr. Dumnezeu ne poate învăța acest adevăr. Dacă ne deschidem inima pentru El, acesta e un adevăr care va influența toată viața noastră. Până în veșnicie și viața altora. Pentru că decizii bune influențează și pe alții. Știți cât de mult influențează și pe alții? Înseamnă un om a cărui viață se vede ce înseamnă deciziile bune. Înseamnă un om care va lupta și va pleda pentru adevăr. Înseamnă un om prin care se vor putea antrena efecte puternice asupra altora. E atât de important ca să înțelegem lucrul acesta. Dumnezeu să ne ajute. Să ne binecuvinteze cu un har special. Să ne deschidă ochii. Și aceasta este tot o decizie de a ruga să ne deschidă ochii și a fi dispuși ca Dumnezeu să ne poată face lucrul acesta. Pentru a înțelege darul deciziei, darul alegerii pe care Dumnezeu ni l-a dat și pe care dorește să le exercităm corect de partea binelui. Îi mulțumim Lui pentru faptul că îl putem alege pe El, alegând ceea ce dorește El, ceea ce vrea El și în felul acesta vom putea să antrenăm efecte binecuvântate și asupra noastră și asupra altora. Lăudat să fie Dumnezeu pentru că toate lucrurile bune atârnă de decizii bune pe care le putem lua atât de repede, care le putem lua atât de la îndemână, atât de simplu și care vor antrena lucruri foarte complexe. Lucruri foarte complexe, lucruri mărețe în experiența noastră și în experiența altora. Lăudat să fie Dumnezeu pentru faptul că ne-a făcut oameni liberi prin Domnul Iisus Hristos. Amin.